Eu vim de hoje, eu só vou arrotar como só vou arrotar colecția mea de jucării. În primul rând, voi începe cu această chestie, cu acest pieptăn de păr. O să vedeți, uite, așa face părul foarte frumos. Dar nu prea se vede. În fine. Așa. Acest porumbel. Această cutiuță cu machiaje pentru păpuși. Și arată înăuntru, era o cutiuță simplă, nu avea nimic înăuntru. Apoi am acest căpăcel negru, care dacă bagi în el. Apoi am acest slime. Așa. Ca să-l vă desfac. Așa arată înăuntru. Ei l-am desfăcut. Să-l pac la loc pentru că nu vreau să... Am luat o bucățică, e foarte lipicios. Așa, o să pun pe pauză dacă mai găsești ceva. Apoi am această chestioară, adică nu e chestie. Apoi am niște aripioare, foarte mișto. Și a fost de la uzină, doar că l-am tăiat pentru că nu puteam să-i dau absolut nimic pe ea. Sau s-o umbra, n-am putut. Așa că mai am două păpuși, una așa cu părul lung, uitați-vă și voi cât de părul lung are și așa arată păpușica. Și mai am una, uitați-vă, și arată și are părul tot lung, dar roz. Dacă vă uitați, am dat cu niște sclipici prin păr, nu știu dacă se vede la voi. Să pun pe pauză. Apoi am acest telefon care nu merge, desigur. Am aceste farfeci de jucărie care nu taie, vă spun eu că nu taie. Și o de asta care îți faci părul bucle. Și o de asta de la televizor, un de la, nu știu cum se numește, dar e bună că știam că se numește. Nu mă țin minte. Iar un telefon care nu merge, eu filmez cu altul.